În afară de ei doi și de domnișoara Coier, vecina lingușitoare, nimeni nu mai arăta vreo urmă de interes pentru acest subiect de conversație care mi se păru că pe Herbert îl făcea să supere. Discuția promitea să dureze la nesfârșit, numai că deodată intră un valet care anunță un necaz în gospodărie. Și anume că bucătăreasa greșise friptura de miel. Spre nespusa mea uluire, l-am văzut în acel moment pentru prima oară pe domnul Pocket descărcându-și simțămintele printr-un exercițiu care mie mi se păru cu totul ieșit din comun, dar care nu stârni nicio reacție din partea nimănui altcuiva și cu care, în scurt timp, aveam să mă obișnuiesc și eu, la fel ca toți ceilalți. Își așeză pe masă cuțitul și furculița, fiindcă tocmai era prins cu tăiatul fripturii, își vârâ ambele mâini în părul răvășit și păru că face un nemaipomenit efort să se ridice de pe scaun, trăgându-se de păr. Când sfârși cu asta, fără să fi reușit să se ridice niciun pic, reluă liniștit îndeletnicirea de dinainte. După aceea, domnișoara schimbă subiectul și începu să-mi toarne complimente. Câteva clipe m-am simțit bine, dar mă măgulea cu atâta lipsă de măsură încât curând plăcerea mi se spulberă. Când pretindea că moare de curiozitate să afle despre rudele și cunoștințele mele din locurile pe care le părăsisem, avea un fel întortocheat de a se apropia de mine, care era foarte asemănător cu al unui șarpe cu limba despicată. Iar când se mai întorcea pe neașteptate către startup, deși acesta abia de adresa câteva cuvinte, sau către Drumley, care vorbea și mai puțin, aproape că îi invidiam că se aflau de partea cealaltă a mesei. După ce a mâncat, fură aduși copiii, iar domnișoara găsi prilejul să-și recite comentariile sale pline de admirație despre ochii lor, despre nasurile lor și despre picioarele lor, o metodă foarte dibace de a le forma caracterul. Erau 4 fetițe și 2 băieței, în afară de bebelușul care putea fi ori una, ori alta, și de bebelușul care avea să urmeze și care deocamdată nu era nici una, nici alta. Erau crescuți de Flapson și de Millers, ca și cum acești 2 ofițeri fără portofoliu ar fi avut de recrutat niște copii și îi înrolaseră pe aceștia. În vreme ce doamna Pocket își privea blăstarele care s-ar fi cuvenit să fie de viță nobilă, mai degrabă ca și cum s-ar fi gândit că avusese și mai înainte plăcerea să-i treacă în revistă, dar nu prea știa ce ar putea face cu ei. Haide, dați-mi furculița, doamnă, și luați bebelușul," zise Flopson. Nu l-apucați așa, că o să-i vârâți capul sub masă." Astfel îndrumată, doamna Pocket îl apucă de partea cealaltă și îl dădu cu capul de masă, ceea ce fu anunțat tuturor celor prezenți printr-o zguduitură de proporții. Doamne, Dumnezeule, dați-mi-l înapoi, doamnă," zise Flopson. Domnișoară Jane, vino să-i dansez puțin bebelușului, hai!" Una dintre fetițe, o gâgâlice care părea că își asumase înainte de vreme sarcina de a avea grijă de ceilalți, se ridică de la locul ei, de lângă mine, și dansă în fața bebelușului, făcând un pas înainte, un pas înapoi, până când acesta se opri din plâns și râse. Atunci toți copiii râseră, iar domnul Pocket, care între timp mai încercase de 2 ori să se ridice trăgându-se de păr, râse și el, și cu toții izbucnirăm în râs și ne simțirăm foarte bucuroși. Flapson, stăruind să îndoaie bebelușul în 2, apucându-l de încheieturi ca pe o păpușă olandeză, reuși să-l așeze teafăr în poala doamnei Pocket și îi dădu spărgătorul de nuci să se joace cu el, cerându-i totodată doamnei Pocket să bage de seamă la mânerele acelui instrument, care s-ar fi putut să intre în conflict cu ochii bebelușului, și poruncindu-i aspru domnișoarei Jane să urmărească același lucru. Apoi cele 2 doici ieșiră din salon și se apucară să se certe pe scări, cu foarte mult năduf. Cu
cu valetul împrăștiat care ne servise la masă și care, fără îndoială, își pierduse jumătate din nasturi la jocurile de noroc. Începusem să mă simt foarte neliniștit din pricină că doamna Pocket se adâncise într-o discuție cu Drumly despre cei doi moștenitori ai titlului de baron, în vreme ce își înmuia câte o felie de portocală, zahăr și vin, uitând cu desăvârșire de bebelușul din poala ei, care făcea cu spărgătorul de nuci niște lucruri de ți se tăia răsuflarea de spaimă. În cele din urmă, micuța Jane observă că fragedul creier al bebelușului era în pericol și se ridică încetişor de la locul ei, apoi, cu mai multe păcăleli, îl convinse să o lase să ia arma aceea periculoasă din mână. Doamna Pocket, terminându-și portocala aproape în aceeași clipă și nefiind de acord cu manevra micuței Jane, îi zise acesteia: "Copil rău ce ești, cum îndrăznești? Du-te la locul tău în clipa asta." "Mămisico," sâsâi fetița, "bebe s-ar fi scos ochisorii." "Cum îndrăznești să-mi spui mie una ca asta?" replică doamna Pocket. "Du-te și așează-te pe scaunul tău numai decât." Demnitatea doamnei Pocket era atât de zdrobitoare încât mă simți stingerit, de parcă eu însumi făcusem ceva revoltător. "Bălinda," o mustră domnul Pocket din capătul celălalt al mesei, "cum poți fi atât de lipsită de înțelegere? Jane a intervenit numai spre binele copilului." "N-am să îngădui nimănui să se amestece," zise doamna Pocket. "Sunt surprinsă, Matthew, că încuvințez să fiu jignită de cineva astfel prin amestec între mine și bebeluș." "Dumnezeule mare," strigă domnul Pocket într-o izbucnire de deznădejde îndurerată, "copiii să se bage în mormânt cu spărgătorul de nuci să nu fie nimeni să-i salveze." "N-am să o las pe Jane să se amestece între mine și bebeluș," zise doamna Pocket, aruncând o privire maiestoasă către micuța nevinovată care îi adusese jignirea. "Cred că știu mai bine care a fost rangul bunicului meu. Tocmai, Jane?" Doamna Pocket își vrâ din nou mâinile în păr și de data asta chiar se ridicase vreo două degete din scaunul lui. "Auziți," exclamă el, neajutorat către elementele naturii, "copiii să se omoare cu spărgătorul de nuci din pricina rangului bunicilor părinților." Apoi se lăsă din nou pe scaun și nu mai scoase un cuvânt. Cât timp dura această scenă, ne uitarăm cu toții stânjeniți la fața de masă. Urmară câteva clipe de tăcere în care bebelușul, cu sinceritatea și avântul lui nestăvilit, făcu o serie de salturi pe loc, chiuind către micuța Jane, care mie mi se părea a fi singurul membru al familiei, în afară de servitor pe care bebelușul îl dorea într-adevăr prin preajmă. "Domnule Drumly," zise doamna Pocket, "vrei să sun după Flapson, te rog. Jane, creatură mică și nerespectoasă, du-te și stai jos. Hai, bebelușul meu iubit, vino cu mămica." Bebelușul era onoarea întruchipată și protestă cu toate mijloacele pe care le avea. Se îndoi necuvincios peste brațul doamnei Pocket, arătându-ne o pereche de botoșei împletiți și niște piciorușe cu gropițe, în locul feței sale gingașe și fu scos afară în culmea revoltei. Însă până la urmă a avut câștig de cauză, căci l-am zărit după câteva minute pe fereastră cu micuța Jane. S-a întâmplat ca toți ceilalți cinci copii să fie uitați la masă, pentru că Flapson își rezolvă o problemă strict personală, iar altcineva nu avea sarcina să se ocupe de ei. Astfel am avut prilejul să observ care erau relațiile dintre ei și domnul Pocket, care se pot exemplifica în felul următor. Domnul Pocket, cu perplexitatea sa firească pe chip, puțin mai accentuată și cu părul vâlvoi, se uită la ei timp de câteva minute, de parcă nu reușea să priceapă cum de ajunseseră să fie hrăniți și găzduiți în casa aceea și de ce oare nu fuseseră cazați de soartă la altcineva acasă.
Apoi, pe un ton distant, demisionar, le puse câteva întrebări. De pildă, vreau să afle de ce micul Joe avea o gaură în gulerul de dantelă, la care băiețelul răspunse: Tati, Flapsen o să-mi o cârpească de îndată ce va avea timp. Sau cum ajunsese micuța Fanny să aibă panarițiu, la care fetița răspunse: Tati, Millers o să-mi pună o compresă dacă nu o să mai uite. După care se topi de dragoste părintească, îi dădu fiecăruia câte un shilling și le spuse să plece la joacă. Și în vreme ce ieșeau, domnul Pocket, cu o sforțare în mită, se ridică în sus, trăgându-se de păr, și puse punct acestui subiect fără speranță. Seara se mergea la vâslit pe fluviu. Cum Drumly și Startup avea fiecare o barcă, m-am hotărât să-mi iau și eu una și să-i întreg pe amândoi. Eram destul de bun la cele mai multe dintre sporturile, după care se dau în vânt băieții de la țară, dar pentru că îmi dădeam seama că îmi lipsea eleganța stilului pentru vâslitul pe Tamisa, ca să nu mai vorbim de celelalte ape, am aranjat imediat să mă dau pe mâna câștigătorului unui concurs de vâslit, care se antrena trecând chiar prin fața casei noastre și căruia i-am fost prezentat de noile mele cunoștințe. Această autoritate în materie m-a pus într-o mare încurcătură, zicând că am un braț de fierar. Dacă aș fi știut cât de aproape a fost ca prin complimentul său să-și piardă învățăcelul, mă îndoiesc că mi l-ar mai fi adresat. Când ne-am întors acasă, în seara aceea, platourile cu mâncare ne așteptau și cred că ne-am fi bucurat cu toții de cină dacă nu s-ar fi întâmplat un necaz domestic mai degrabă neplăcut decât tragic. Domnul Pocket era bine dispus când o slujnică intră în salon și spuse: Dacă nu vă supărați, domnule, aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră. Să vorbești cu stăpânul tău? Întrebă doamna Pocket, a cărei demnitate se revoltă din nou. Cum de ți-a trecut prin cap un asemenea lucru? Du-te și vorbește cu Flapsen sau spune mie, dar altădată, nu acum. Vă cer iertare, doamnă, răspunse slujnica, dar aș dori să vorbesc chiar acum și să vorbesc cu domnul. Atunci, domnul Pocket ieși din salon, iar noi încercarăm să ne vedem de cină mai departe până la întoarcerea sa. E o poveste de toată frumusețea, Belinda, zise domnul Pocket, venind înapoi cu o față exprimând amărăciune și disperare. Bucătărea sa zacelată de biată pe podea la bucătărie, cu un pachet soi de unt proaspăt pus în dulapul de vase pe care era gata să-l vândă drept untură. Doamna Pocket se arătă pe dată copleșită de o emoție plină de îngăduință și zise: Asta-i mâna nesuferitei de Sofia. Ce vrei să spui, Belinda? Întrebă domnul Pocket. Sofia ți-a apărât-o, zise doamna Pocket. N-am văzut-o eu cu ochii mei și n-am auzit-o cu urechile mele, intrând chiar adineauri în salon și cerând să-ți vorbească. Bine, dar ce-a făcut altceva decât să mă conducă până jos, Belinda? Răspunse domnul Pocket. Și să-mi arate pe femeie și pachetul ei cu unt. Și tu aperi, Matthew, zise doamna Pocket, pentru că seamănă discordie. Domnul Pocket scăpă un geamăt jalnic. Oare sunt degeaba nepoata bunicului meu, de nu însemn nimic în casa asta? Reluă doamna Pocket. Pe de altă parte, bucătăria s-a fost întotdeauna foarte drăguță și respectoasă și mi-a spus cât se poate de sincer atunci când a venit să-și caute de lucru aici că simte că eu m-am născut să fiu ducesă. Domnul Pocket încremenise lângă o canapea pe care se lăsa acum să cadă în poziția unui gladiator pe moarte. Rămas în această poziție, îmi spuse cu o voce răgușită: Noapte bună, domnule Pip! Moment în care mi se păru că ar fi de dorit să-l părăsesc și să mă duc la culcare. La vreo două zile sau trei după ce mă instalasem în camera mea și hoinărisem în mai multe rânduri încolo și încoace prin Londra, comandând tot ce-mi trebuia de la negustorii la care aveam credit deschis,
Domnul Pocket și cu mine am purtat o lungă discuție între patru ochi. Știa mai multe despre viitorul meu decât știam eu însumi, căci îmi pomeni de faptul că domnul Jaggers îi spusese că nu eram destinat niciunei profesiuni anume și că era destul să primesc atâta educație cât să fac față printre ceilalți tineri cu o situație materială înfloritoare. Am încuviințat, desigur, neavând habar cum aș fi putut avea ceva împotrivă. M-a sfătuit să încep prin a frecventa unele locuri din Londra ca să deprind cât mai multe cunoștințe doream și să-l investesc pe el cu funcția de interpret și călăuza tuturor studiilor mele. Spera ca, beneficiind de o îndrumare inteligentă, voi avea de întâmpinat mai puține greutăți și că, în scurt timp, voi fi în stare să mă dispensez de ajutorul oricui altcuiva decât al lui. Prin felul într-adevăr admirabil în care îmi spuse aceste lucruri și multe altele, în scopuri asemănătoare, stabili cu mine o relație de încredere. Pot mărturisi încă de pe acum că s-a arătat întotdeauna plin de râvnă și foarte cinstit în îndeplinirea înțelegerii cu mine, ceea ce m-a făcut și pe mine plin de râvnă și cinstit în îndeplinirea părții mele din înțelegere. Dacă s-ar fi dovedit nepăsător ca profesor, nu mă îndoiesc că m-aș fi purtat și eu la fel ca elev, însă nu mi-a dat prilej de nicio acuză și fiecare dintre noi s-a comportat foarte corect față de celălalt. Mai mult, nu l-am privit niciodată în discuțiile pe care le-am avut cu mine în calitate de tutore, ca pe un om ridicol sau mai știu eu cum, ci mereu ca pe un om serios, cinstit și bun. După ce ne-am lămurit asupra acestor aspecte și eu ajunsesem până acolo încât mă apucasem serios de muncă, îmi trecut prin minte ideea că dacă aș fi putut să-mi păstrez camera la hanul lui Barnard, aș fi avut o variație foarte plăcută în modul meu de trai, iar purtările mele n-ar fi avut cu nimic de suferit din pricina tovărășiei cu Herbert. Domnul Pocket nu se împotrivi acestui plan, dar stărui ca, înainte de a face vreun pas în această direcție, să-i cer acordul custodelui meu. Am dedus că scrupulele sale proveneau din considerentul că, prin planul meu, l-aș fi scutit și pe Herbert de o oarecare cheltuială, așa că am pornit imediat spre Little Britain și am dezvăluit intenția mea domnului Jaggers. Dacă aș putea cumpăra mobilierul care acum este închiriat pentru mine, am zis eu, plus alte lucruri mărunte, m-aș putea simți ca acasă. Atunci fă-o, zise domnul Jaggers, râzând scurt. Ți-am spus că ai să ajungi la asta. Ei bine, cât îți trebuie? Îi răspunse că nu știam cât anume îmi trebuia. Haide, replică domnul Jaggers, cât îți trebuie? 50 de lire? O, nu chiar atât de mult. 5 lire, zise domnul Jaggers. Oferta scăzuse atât de mult încât am răspuns foarte stingerit. O, mai mult decât atât. Mai mult decât atât, zici, replică domnul Jaggers, continuând să-mi aștepte răspunsul cu mâinile în buzunare, cu capul într-o parte și cu ochii ațintiți pe peretele din spatele meu. Cu cât mai mult? E greu să stabilesc eu o sumă, zise eu, șovăind. Haide, mă întrebă domnul Jaggers din nou, hai să ajungem împreună la ea. De 2 ori 5 merge? De 3 ori 5 merge? De 4 ori 5 merge? I-am spus că, după părerea mea, atât ar fi mulțumitor. De 4 ori 5 ar fi mulțumitor, oare? Zise domnul Jaggers, încruntând din sprâncene. Cât socotești că face de 4 ori 5? Cât socotesc eu că face? Ei, zise domnul Jaggers, cât? Presupun că dumneavoastră socotiți 20 de lire, zise eu, zâmbind. Lasă ce socotesc eu, prietene, a făcut domnul Jaggers cu binecunoscuta clătinare negativă din cap. Vreau să știu cât socotești dumneata că ar face. 20 de lire, firește. Uemic, strigă domnul Jaggers, deschizând ușa biroului.
Ia ordinul scris al domnului Pip și plătește-i 20 de lire. Această metodă foarte hotărâtă de a face afaceri îmi lăsă și mie o impresie hotărâtă și nu dintre cele plăcute. Domnul Jaggers nu râsese niciodată, dar era încălțat cu niște ghete mari și lucioase care scârțiau și când se lăsa cu toată greutatea pe aceste ghete, ținându-și căpățâna plecată și sprâncenele unite, așteptând un răspuns, scotea uneori din ghete un scârțit de parcă ele ar fi râs într-un fel sec și bănuitor. Fiindcă întâmplător plecă în momentul acela de la birou, iar domnul Wemmick era vesel și vorbăreț, i-a mărturisit acestuia că nu știam cum să privesc purtarea domnului Jaggers față de mine. Spune-o lui și o să o considere un compliment, răspunse Wemmick. El nu urmărește să știi cum să o privești. Oh, adăugă el văzându-mă surprins, nu e ceva personal, este profesional, doar profesional. Wemmick ședea la pupitrul său luându-și gustarea de prânz, adică ronțăind dintr-un biscuit foarte mare și foarte tare, ale cărui bucăți le arunca din când în când în gura sa ca o deschizătură de cutie poștală, de-ai fi zis că într-adevăr distribuia niște scrisori. Întotdeauna arată, zise Wemmick, de parcă tocmai a întins o cursă unor oameni și stă la pândă și deodată, haț, te-a prins. Fără să-i mai spun că, după părerea mea, capcanele pentru oameni nu se numărau între plăcerile vieții, am zis doar că presupun că este foarte dibace. Nebănuit, ca Australia, zise Wemmick. Și mi-arătă cu vârful tocului descris în direcția podelei biroului, sugerându-mi că în această comparație se înțelegea că Australia era exact de partea opusă a globului pământesc. Dacă ar putea exista ceva mai de nebănuit, adăugă Wemmick, aduncându-și din nou tocul pe hârtie, atunci el ar fi așa. După acestea, am spus că presupuneam că afacerile mergeau bine, iar Wemmick răspunse, minunat! Apoi l-am întrebat dacă avea mulți subordonați, la care el îmi răspunse, nu prea folosim mulți subordonați, pentru că nu există decât un Jaggers, iar lumea nu vrea reprezentanți de ai lui, ci pe el însuși. Suntem numai patru. Vrei să-i vezi și pe ceilalți? Doar ești unul dintre noi, ca să zic așa. Am acceptat invitația. Când domnul Wemmick termină de vârât biscuitul în gura ca o cutie de scrisori, îmi dădu banii pe care îi cerusem dintr-o casetă închisă într-un seif, a cărui cheie o ținea legată de gât, atârnată pe spate, și o scotea de sub gulerul hainei ca pe o codiță de purcel de fier, apoi urcarăm pe scări. Coșmelia era întunecoasă și dărăpânată, iar urmele stoioase ale umerilor clienților care își lăsaseră amprenta în cabinetul domnului Jaggers se regăseau și aici, de parcă oamenii se frecaseră de pereții casei scărilor, în sus și în jos, an de-a rândul. La etajul întâi, în odaia din față, un funcționar care arăta cumva între cârciumar și vânător de șobolani, un bărbat gras, palid, buhăit, plin de importanță, era foarte prins într-o discuție cu vreo 3-4 oameni cu înfățișare sărăcăcioasă, pe care îi trata la fel de lipsit de politețe, cum părea că îi tratează toată lumea de aici pe cei care umpleau sipetele cu bani ale domnului Jaggers. Pregătesc împreună mărturia pentru Belly, îmi zise domnul Wemmick în timp ce ieșeam. În camera de deasupra, un funcționar lipsit de nervi și mărunțel ca un terier, cu lațele spânzurându-i la spate, părea să fi uitat de când fusese cățelandru ce este acea tunsoare, purta de asemenea o discuție cu un bărbat cu ochii blegi, pe care domnul Wemmick mi-l prezentă ca fiind un turnător care își ținea întotdeauna cazanul încins și care mi-ar fi turnat orice aș fi dorit și care acum nădușea din cale afară de parcă și-ar fi încercat meșteșugul pe propria persoană. Într-o cameră din spate, un bărbat cu umerii mult aduși și cu fața legată de durere
într-un fular murdar, îmbrăcat în niște haine vechi și negre, într-atât de lustruite de a-i fi zis că și le dăduse cu ceară, stătea plecat la masa lui, copiind pe curat notițele celorlalți doi gentlemen pentru uzul personal al domnului Juggers. Acesta era întreg stabilimentul. Când am coborât din nou, Wemmick mă conduse în odaia custodelui meu, zicându-mi: pe aceasta ai văzut-o deja. Nu-ți fie cu supărare, domnule Wemmick, întreba eu, căci acele două oribile măști mortoare cu priviri piezișe mi-a trăseseră din nou atenția. Ale cui sunt mulajele astea? Astea? Făcu Wemmick, urcându-se pe un scaun și suflând praful de pe cele două tigve lugubre înainte de a le da jos. Astea sunt două celebrități, clienți faimoși de-ai noștri care ne-au adus popularitatea. Individul ăsta, ce ți-o fi venit să te dai jos noaptea și să tragi cu ochiul un călimar cu cerneală ca să te alegi cu pata asta pe sprânceană, ticălos, bătrân? Și-a ucis stăpânul și, având în vedere că nu l-au putut determina să recunoască, planul pe care și l-a făcut n-a fost rău. Chiar așa arăta? L-am întrebat, trăgându-mă îndără de lângă bruta aceea, în vreme ce Wemmick îi scuipă pe sprânceană și îl frecă puțin cu mâneca hainei. Dacă arăta chiar așa, este aidoma, pe cuvânt. Mulajul a fost făcut în Newgate imediat după ce l-au coborât. Mă îndrăcisești grozav de tare, așa ai prefăcut, bătrân, zise Wemmick, și apoi îmi explica această scăpare tandră, atingându-și broșa care o reprezenta pe doamna cu salcea plângătoare lângă mormântul cu urna funerară deasupra. A comandat-o anume pentru mine. Doamna aceasta a existat în realitate? Întreba eu. Nu, răspunse Wemmick, e doar o glumă de-a lui. Ți-a plăcut mica ta glumă, nu-i așa? Nu, n-a existat niciun fel de doamnă în cazul lui domnule Pitt, cu o singură excepție. Dar nu era genul acesta de femeie delicată și fragilă și n-ai fi prins-o uitându-se așa la o urnă ca asta, decât dacă în urnă s-ar fi aflat ceva de băut? Atenția fiindu-i astfel îndreptată către broșă, Wemmick lăsă masca mortoară jos și lustrui broșa cu batista din buzunar. Individul celălalt a sfârșit-o la fel? Întreba eu. Are cam aceeași mutră. Ai ghicit, zise Wemmick, este mutra atipică, de parcă una dintre nările a fost prinsă cu un cârlig de undiță și trasă în sus cu un fir de păr de cal. Da, și el a sfârșit la fel. Este un sfârșit foarte firesc pe aici, ce-o spun eu. Măsluia testamente, pușlama o asta, în caz că nu-i trimitea și pe presupușii moștenitori la odihnă veșnică. Aveai maniere, totuși erai plin de ascunzișuri. Domnul Emi chiar își vorbea cu masca și mai ziceai că știi să scrii și în grecește. Pui, ce mai făceai pe grozavul? Mare mincinos mai erai, n-am mai întâlnit în viața mea un mincinos ca tine. Înainte să-l așeze pe acest al doilea prieten al său înapoi pe raft, Wemmick își mânghe cel mai mare dintre inelele sale de doliu și zise: a trimis pe cineva în oraș să-l cumpere anume pentru mine, cu o zi înainte. În vreme ce suia pe raft și al doilea mulaj și se dădea jos de pe scaun, îmi trecu prin minte că toate acele giuvaiere pe care le purta proveneau din astfel de surse. Cam până atunci nu arătase nicio reținere să vorbească despre aceste subiecte și m-am încumetat să-i pun și această întrebare, când fu apoi în fața mea, ștergându-și mâinile de praf. O, da, răspunse el, toate sunt daruri de același soi. Unul îl aduce pe celălalt, eu le primesc întotdeauna, sunt rarități și sunt de valoare. Poate că în bani nu înseamnă foarte mult, dar au valoarea lor și se pot purta. Pentru dumneata, cu perspectivele dumitale strălucite, nu au mare însemnătate, dar mie, steaua mea călăuzitoare, întotdeauna îmi spune: strânge valori portabile. După ce l-am felicitat pentru acest principiu, continuă să-mi spună prietenește:
Dacă vreodată, când ai altceva mai bun de făcut și dacă nu ai nimic împotrivă, ai vrea să vii în vizită pe la mine la Walworth, ți-aș putea oferi un pat și m-aș simți foarte onorat. Nu am cine știe ce să-ți arăt, în afară de vreo două-trei curiozități dintre acestea pe care le-am primit și pe care poate ți-ar plăcea să le vezi. Iar eu unul mă dau în vânt după o grădină micuță și o casă de vară.